Bun venit la un nou video, după ceva absență. După cum știți mulți dintre voi, am fost plecat în Alpi, unde am făcut o tură de 700 de kilometri. Un traseu care merge doar prin Alpii francezi, cu excepția unei jumătate de zile în care treci prin Elveția, în rest numai prin Franța. O să urmeze materiale video cu acest traseu, o să fie o serie de vloguri. Și la final o să fie și un fel de film documentar cu întreaga călătorie. Diferența este că în vloguri o să și explic, vorbesc, împărtășesc cu voi ceea ce se întâmplă de-a lungul traseului, iar documentarul va fi un fel de silent hiking video, în care doar peisaje, natură, cum merg eu prin munți, cu muzica ambientală, cu muzica, cu sunetele naturii. La cabană totul bine, extrem de plăcut să fiu înapoi acasă. Primele zile de când m-am întors m-am odihnit, vreo 3-4 zile am avut nevoie de odihnă, pentru că am ajuns foarte epuizat, cu picioarele praf, și am stat, m-am odihnit și am mâncat, pentru că iar foamea a fost la cote maxime. Și nu pentru că n-aș fi mâncat acolo, dar pentru că am consumat foarte mult. N-a fost ușor, dar a fost o nouă experiență pentru mine și prima din multe altele. Deocamdată ceva muncă cu iarba, pentru că era junglă pe aici. Ceva muncă la solar, în rest totul în regulă. Mai departe încep să fac planurile pentru finalul verii. Și pentru toamnă, acum în august nu o să fie prea multe schimbări pe aici, pe la cabană, pentru că e vacanța copiilor, sunt o perioadă destul de mare cu copii, plus că am și niște ieșiri de făcut de overlanding, deci nu o să fie schimbări mari și nu o să mă apuc de proiecte sau să continui proiecte, dar din septembrie trebuie să revin iar pe treabă și să termin căsuța în copac. Deja m-am plictisit de când vorbesc despre ea și apoi să mă apuc de altceva. Așadar, e foarte bine să fii plecat, dar e foarte bine să fii acasă. Eu când plec undeva nu plec ca să evadez. Eu sunt unde trebuie în fiecare zi. Plec în schimb pentru noi experiențe și pentru noi obiective, pentru a trece la următorul nivel în domeniile în care activez eu și care îmi fac plăcere și în care vreau să performez. Ne întoarcem la videourile obișnuite de aici la cabană. În completare vor veni și acele videouri din Alpi, dar și ieșiri de overlanding acum în august, poate și septembrie. Vedem. În septembrie fac și un prim curs pe anul ăsta de camping și drumeție, în care o să mă axez foarte mult pe experiența din Alpi, o să vorbesc mult despre echipament, buget, tot ce presupune o călătorie de acest fel, o călătorie de true hiking. True hiking înseamnă să faci hiking pe o perioadă foarte lungă și pe o distanță foarte lungă, de sute și mii de kilometri. Și o să fac un curs în septembrie, încă nu știu data, dar până când postez acest video o să pot să las toate informațiile în descriere și lăsați-mi un e-mail, vă dau toate informațiile despre eveniment și dacă vreți să veniți, ne vedem cu drag. O să fie probabil singurul curs din acest an, încă nu știu, dacă o să fie cerere, poate o să fac două, m-aș bucura să fie, deci vă aștept. Aștept să ne întâlnim și să povestim împreună despre camping, hiking, experiența în Alpi, dar nu numai, echipament potrivit, o să facem și chestii practice, cum ar fi câteva noduri foarte utile în camping, aprinsul focului. Dar în mare parte va fi un curs teoretic despre cum să începi și cum să intri în lumea asta a mersului pe munte și a campingului în natură. Teoretic ca și parte instructivă, pentru că vor fi și chestii practice, se va dormi la cort, se va găti la foc, seara vom mânca împreună, vom face chestii la ceaun, la tuci, la grătar, la disc.
atmosfera o să fie de nota 10, ca de fiecare dată când sunt întâlniri de felul ăsta. Și dormitul la cort, pentru cine nu are experiență, asta e o ocazie foarte bună, pentru că e un grup restrâns, e un grup organizat, totul e safe, se doarme într-un cadru foarte, foarte ok. Și dacă nu aveți echipamente gen corturi, saje de dormit, chestii de genul ăsta, pot să vă mai pun la dispoziție pe durata cursului, până vă dați voi seama ce ar trebui să vă achiziționați. Căței sunt bine, în momentul ăsta când vorbesc cu voi mai am 3 căței, un băiat pe care îl păstrez eu și 2 fete, o fată deja trebuie să o dau cuiva și mai am o fetiță de dat. Dar probabil până ajunge acest video online nu o să fie dată și ea. Așa că din videourile viitoare, dacă nu o să mai vedeți căței mulți, să știți că și-au găsit stăpân și o să rămână doar un băiețel, unul care seamănă foarte mult cu Thor, și la culoare, dar și la comportament. Și de asta mi-a fost drag de el și l-am păstrat. Deși planul era să păstrez altul de la început, unul cu alb și negru. Dar ăsta a fost așa mai lipicios, mai afectuos cu mine și l-am ales pe el. În toamnă vreau să o sterilizez pe Idri, pentru că nu mai trebuie pui. A fost un accident, s-a întâmplat, am trecut peste, am rezolvat-o. Acum mergem mai departe, dar trebuie sterilizată și pisicile la fel, pentru că se chinuie săracele, stau în călduri câte 2 luni și miorele pe ei și se usucă de slabe ce ajung. Și nu e deloc bine pentru ele. Dar în toamnă trebuie să mă ocup și de chestia asta. Am zis și toamna trecută că o fac, dar n-a mai fost timp. Dar acum e obligatoriu. Cam asta ar fi de spus acum la început de august. Primul video după pauză. Un video scurt, nu foarte lung. Un mic update cu ce se mai întâmplă pe aici. Eu o să mai fiu copii o perioadă, de asta nici nu pot să filmez prea mult. Dar încerc să mă organizez cât mai bine și să am materiale pentru luna asta. Așa că țineți aproape și ne vedem. Așa arată solarul la început de august. Arată foarte bine. Roșiile încă nu s-au copt, dar sunt multe fructe, sunt fructe, nu? Multe flori, plantele sănătoase. Trebuie să le mai leg pe aici pe acolo. De altfel am avut mult de legat la ele când m-am întors. Acum arată bine șor. Castraveții pe producție. Trebuie să-i țin din scurt, să nu-i las să se facă prea mari, că nu sunt buni, n-am ce face cu ei. Așa, tineri, extrem de gustori. Solarul e unul dintre lucrurile mele preferate acum la a doua parte a verii. Așa că un microclimat aici, cu tot felul de gângănii, de sunete. Mirosul ăsta de legume. Îmi place mult să fiu în solar. Și intru fiecare dimineață acum și mi-au castraveți. Când o să fie roșiile gata, încep și cu roșiile. Am primit coletul ăsta înainte să plec în Alpi. E un grătar. Grătar cu picioare, dacă nu mă înșel. Și n-am avut timp să-l montez până acum, să-l desfac măcar. Și acum să-l desfac. Mai încolo cred că o să am și ceva musafiri. Poate și punem în funcțiune. E un grătar făcut de un domn, nu știu. Mi-a scris pe e-mail, dacă vrea să-mi trimită, Ionuț Blideanu, cred, îl cheamă. O să montez grătarul primit de la el. Îi mulțumesc pe calea asta. Și dacă vă place și vouă cum arată și cum se utilizează,
puteți să comandați și voi direct de la el. O să las în descrierea acestui video datele meșterului, e-mailul, numărul de telefon, îl sunați și vorbiți cu el. Nu, eu nu știu cât costă, nu știu prețul, nu știu alte detalii. Dacă vi se pare produsul interesant, luați legătura cu meșterul direct. Deci avem grătarul, care e alcătuit din două grătare. Picioarele, patru picioare. Și chestia asta, cred că asta se pune dedesubt. Un fel de raft pentru depozitat chestia. Picioarele se prind simplu, cu două șuruburi care vin cu piulițe din astea care au floare în capăt. Se strâng ușor cu mâna. Deci trebuie să ții cont de fiecare picior are 1, 2, 3 sau 4 puncte. Și să corespundă punctele de picior cu punctele de la montura piciorului. Deci aici sunt 2, aici sunt 2. Deci e 1, acolo e 1, 2, 3 și 4 în partea asta. Ia lopata. Așa mult ai cules? Wow! Ești nepapi? Așteaptă să ne dă și nouă la copac. Da? Da. Ne împarți cu frățiorii? Da. Deci să nu le scapi până la cabană. Văd că strângi multe și pe aia.
Thank you.